Un tânăr ploieștean în vârstă de 35 de ani a decedat în Spania și rudele sale fac eforturi pentru a aduna banii necesare aducerii acasă a trupului neînsuflețit. George Pavel a plecat la muncă în străinătate pentru a-și ajuta frații. Părinții au murit cu ani în urmă și el era stâlpul familiei. A decedat însă pe data de 27 octombrie, dar frații din țară au aflat acest lucru abia pe 3 noiembrie, de la femeia care l-a angajat în Spania. El era foarte activ pe Facebook. Ne suna tot timpul, vorbeam la telefon, des pe Facebook și într-o dată nu am mai intrat nici pe Facebook la telefon, telefonul avea închis. Și am încercat să luăm legătura cu băiatul care l-a trimis acolo la muncă, să ne dea numărul patroanei. Ne-a dat numărul patroanei, l-am sunat și ne-a spus că a decedat. A fost o veste șoc. Inițial, povestea femeii care l-a angajat a fost diferită de cea a medicului. Ea ne-a spus că a murit la spital, doctorul ne-a spus că a murit acasă și ulterior și-a schimbat declarația. Da, a murit acasă, ne-a confirmat. Voi ați văzut un certificat de deces, o cauză medicală scrisă de spital sau de un doctor? Nu am văzut absolut nimic. Sunt decât vorbe care le știm de la consulat. 3 diagnostice ne-au dat, dar nu știu pe ce bază. Nu știm nimic, nu am văzut nimic, un certificat de deces sau un act doveditor. Într-un final, femeia a recunoscut că a murit în casa ei, dar frații au aflat adevărul cu întârziere. Consulatul român din Sevilla le-a spus că George figura fără rude. În ultimele zile de viață, acesta s-a simțit foarte rău. Deși nu a povestit familiei problemele pe care le avea, a spus totuși unor prieteni. Pe 25 a fost la doctor cu el, se simțea rău, i-au făcut analizele. Analizele i-au ieșit bune, i-au dat niște medicamente pentru stomac, că îl durea stomacul. I-a trecut seara, s-a întors din nou cu el la spital, cu vărsături, cu dureri mai grave. I-au dat medicamente pentru vărsături, ce i-au mai făcut și... Până sâmbătă, mi-a explicat că sâmbătă l-a văzut într-o seară pe scaun, fuma o țigară, a încercat să se ducă la el, l-a întrebat cum e, a spus că e bine, vrea decât să fumeze și să se odihnească. Și duminică dimineața l-a găsit decedat în pat. Acum cei doi frați ai lui George au rămas fără sprijin. Tânărul avea planuri mari, dorea să strângă bani pentru nunta uneia dintre ei și să plece în Statele Unite ale Americii. George era, în primul rând, om, mare om, un suflet mare, era... bun, era darnic, era muncitor, avea toate calitățile de om. El a plecat acolo ca să aibă grijă tot de el. El a plecat acolo ca să muncească pentru familia lui, pentru frații lui, ca să le facă, să organizeze nunta fratelui cel mic. El era singurul care i-a ajutat pe copii. El era și ca mamă și ca tată pentru frații lui. Cei rămași să îl plângă nu conștientizează încă ce se întâmplă în jurul lor. La numai 2 ore după teribila veste, a murit și bunica lui George. Ați fi așteptat vreodată la cele întâmplate? Niciodată. Niciodată. N-avea cum să moară, n-avea cum să se ducă așa repede, pentru că nu era bolnav, nu era să sufere. Da, pe toți ne doare stomacul, dar nu era de moarte. Pentru noi a fost un șoc și este mare. Femeia care l-a angajase pe George în Spania a dus trupul la o agenție de pompe funebre. Aceasta cere aproape 7.000 de euro pentru a repatria, iar suma crește de la o zi la alta. Pentru că frații săi nu au de unde să obțină acești bani, au fost deschise 2 conturi pentru donații în lei și în euro. Euro ING Bank RO 70 ING B 0000 9999 03392420 RON ING Bank RO 08 ING B 0000 9999 02 80 48 43